Andrei Năstase a propus ca locuitorii Chișinăului să opteze pentru transportul public ca să soluționeze problema ambuteiajelor. Care transport public, el și ninormal? Așa-l care dimineața e plin, ajungi ud și boțât, parcă te-o mai fătat odată? Așa-l care întârzi tot timpul? Poate e timpul de soluționat problema transportului public în Chișinău și pe urmă să îndemnăm oamenii să opteze pentru el. Hatea, de unde să știe Năstase cum e transportul public, dacă nu a mers niciodată în el?